Acest program vă este oferit de Superbet. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Exclusiv Dinamo. În această seară, așa cum v-am obișnuit, oamenii care vin în club, de obicei vin la Exclusiv Dinamo pentru prima oară, avem un invitat care a fost prezentat chiar aici la noi în emisiune de către acționarul Rede Noaite, Eugen Voicu, atunci când l-am invitat pe domnul Voicu în cadrul emisiunii. Este vorba de Romeo Bănică, director de marketing de la Dinamo, un departament foarte, foarte interesant pentru voi dinamoviștii. De fiecare dată întrebați, aveți întrebări despre tot ce se întâmplă pe partea de marketing la Dinamo, unde o să vedeți pe parcursul emisiunii, o să avem multe, multe de discutat. Alături de Romeo Bănică, pe care îl salut, salut Romeo! Și îți mulțumesc că ai venit, cred că prima oară într-un studio. Așa este, și eu îți mulțumesc pentru invitație. Emisiuni. Îți mulțumesc frumos că ai venit, avem multe de discutat. Inegalabilul, inconfundabilul prietenul și colegul meu Silvian Bădulescu, pe altarul sacrificiului profesional, se ocupă de echipa Dinamo București, fie că vorbim de Fotbal Club Dinamo București 10, Dinamo este 48 SA sau Clubul Sportiv Dinamo București. Te salut, Silvian, bine ai revenit alături de mine. Dragi prieteni, așadar știți, suntem emisiune interactivă și consider că în această seară eu am nevoie de sprijinul vostru. Tot ce vreți să spuneți, repet, este vorba de un departament care în mare parte merge spre suporteri. Sunteți interesați, vreți să aflați răspunsuri, vă rog, întrebările pertinente le vom citi. Întrebările, de multe ori voi aveți întrebări mai bune decât mine. Sesizări, reclamații, atenție, vă rog, la ton, să nu ne jignim că toți suntem sortiți greșelii și putem să spunem anumite lucruri care deranjează, dar trebuie să fim foarte atenți. Așadar, Romeo, tu ești subiectul nostru astăzi. Te rog, scurt, o prezentare, ce știu eu despre tine din scurta documentare pe care mi-am făcut-o. Dinamovist de mic și dinamovist într-un mediu greu, pentru că ai crescut în drumul Taberii, fieful rivalei eterne Steaua București. Este corect, așa este, da. Așa este, am crescut în drumul Taberei, sunt născut crescut în drumul Taberei. Da, e un cartier populat în majoritate de steliști, dar victoriile împotriva lor au fost cu atât mai plăcute pentru mine, pentru că aveam o comunitate mare cu care pot să schimb impresii despre meci. Și înfrângerile mai dure, mă gândesc. Și înfrângerile mai dure, așa e. În momentul în care ieșeam din casă, curgeau din toate părțile. Uite, o să-mi permit să facem o scurtă pauză. Urăm și noi sănătate lui Mircea Reni, care a suferit un infart. Și din partea clubului. Avem un prim comentariu, Șerban Viorel, și mulțumim. Multă sănătate, Mircea Reni, antrenorul care a adus ultimul titlu pentru Dinamo. Dar legenda chiar, clubului. Unde erai în 2007? În 2007 eram la Gazeta Sporturilor. Eram la Gazeta Sporturilor în 2007. Ulterior am ajuns în cadrul Federației Române de Fotbal, dar acest lucru s-a întâmplat mult mai târziu, în 2014. O să-l întrebi pe colegul meu, Silvian Bădulescu, pe care îl acuz de fiecare dată că este obraznic de tânăr și că este mai tânăr decât noi doi, într-adevăr. Tu ce făceai, Silvian, în 2007? Urmăream Dinamo, ce să fac. Urmăreai Dinamo din școala generală. A, din scoara generală. Și ce? În 2007 unde te-a prins? Ții minte că a fost acea sărbătoare cu, apropo de marketing, cu spartani, cu... Am și o informație neverificată, într-adevăr, a fost regizat acel spectacol chiar de tatăl lui Andrei Nicolescu, care este regizor. Nu am această informație. Eu eram în peluză la meciul ăla. La cel meci am fost în peluză. Și cum ai trăit meciul ăsta? Să stăm așa între amintiri. S-a intrat pe teren imediat după fluierul final al arbitrului, s-a intrat pe teren și s-a declanșat acea sărbătoare. Dar e un lucru firesc să se întâmple acest lucru, se întâmplă toate campionatele în care se trăiește puternic fotbalul și se simte puternic. Am văzut că s-a intrat pe teren și la promovare, la Mioveni. S-a intrat și la promovare, dar este un lucru normal, se întâmplă peste tot în lume atunci când se întâmplă o bucurie, să spun, să nu o numesc neapărat performanță, este normal să te descătușești ca suporter. Da, a fost un moment, într-adevăr, puțin umbrit, deși Dinamo era campioană. A fost o înfrângere atunci, dacă mi-aduc aminte, cu Unirea Urziceni,
domnul Bătulescu, dumneavoastră puteți să mă corectați dacă n-am eu memoria, dar știți parcă când... Parcă da, Unirea care ne-a luat titlul în sezonul eram următor. Și chiar un concert, parcă a cântat Ștefan Bănică și așa mi-aduc aminte că au venit oameni și își căutau locul în tribună să-l vadă pe Ștefan Bănică, dădeau dinamoviștii de pe locuri, erau niște situații de-astea. Au venit oameni cu prieteni chiar pentru Ștefan Bănică. De altă discuție, Romeo, mai spune-ne despre tine, deci Gazeta Sporturilor... Am fost colegi într-un fel, tu erai la departamentul de marketing, acolo ai fost înainte la... Am fost departamentul DTP, să spun. La DTP, machetare, să spun. Da, DTP. Ulterior am ajuns în cadrul departamentului marketing, unde am derulat câteva proiecte. Din cadrul departamentului marketing al Gazetei Sporturilor, povesteam că am făcut pasul către Federația Română de Fotbal. Practic, prietenii noștri care nu, noi jurnaliștii nu suntem așa de simpatizați și nici nu trebuie, să spunem, nu ai fost practic un ziarist să dea de informație, pur și simplu departamentul DTP era... Suportul cei care machetau practic ziarul. Făceau layout-ul ziarului practic. Spunem de Federația Română de Fotbal, e foarte important. Silvian, ridici mâna ca la școală sau îmi trimiți SMS, te rog, când ai întrebări, cu siguranță ai întrebări foarte bune. Am ajuns în 2014 într-o situație, aș putea spune, similară cele în care este Dinamo acum, cu organigram sub ceea ce ar fi trebuit să fie. Ulterior, lucrurile au început să se evolueze. Am obținut, mă refer strict la latura asta administrativă, am obținut rezultate bune, spun eu, cred eu, până în 2021, când am hotărât să fac un nou pas. Și m-am alăturat unui proiect de suflet, un proiect inedit, Muzeul Fotbalului, primul muzeu de fotbal din România. Nu este un muzeu dedicat unui singur club sau naționalei României. M-a atras foarte tare ideea asta de a face pasul către Muzeul Fotbalului, dar după 2 ani acolo am simțit nevoia că să mă alătur unui alt proiect. Totuși nu sunt un om de muzeu, să spun așa, aveam nevoie de mai multă energie în jurul meu. De puțin agitație. De puțin mai multă agitație, da. Iar faptul că poți lucra la echipa de suflet este un lucru care ți se întâmplă probabil că o dată în viață. Atunci când eram copii, cred că toți ne gândeam că o să fim la echipa noastră de suflet. Probabil că la vârsta de 7, 10, 14 ani te gândeai că, sau visai că vei fi jucător la Dinamo. Ulterior, faptul că lucrezi pentru Dinamo este echivalentul îndeplinirii acelui vis. În urmă ai ajuns la clubul tău de suflet. Cum? Până la urmă ai ajuns la clubul tău de suflet. Ți-ai dorit, ai avut un target în momentul în care ai intrat în această meserie, marketing, ți-ai dorit cândva vreau să fiu acolo, să ajung la Dinamo? Sigur, în cadrul Federației Române de Fotbal, în mod special, administrez, să spun așa, echipele naționale, dar și Cupa României. Și de fiecare dată când se desfășura Cupa și chiar am avut o finală organizată în care a participat Dinamo cu CFR Cluj după tragedia cu Patrick Ekeng, sigur că te gândești cum ar fi să lucrezi pentru echipa ta de suflet. Atunci când simți cu adevărat și simți puternic pentru acel club. Este un vis. Hai să intrăm în subiect. Visul ăsta ți s-a îndeplinit. Am spus, domnule Eugen Voicu a anunțat știrea în exclusivitate că tu vei fi viitorul sau nu știu, cred că... Da, nu mai era Dan Giuranuic atunci. Vei fi viitorul director de marketing, am spus, un departament important pentru Sporting și pentru orice club. Spune-mi ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că ai așteptat puțin. Cum a fost perioada asta pentru tine până când s-a fost schimbat administratorul special Vlad Iacob cu Andrei Niculescu și practic Andrei Niculescu a semnat hârtia ta, de foaia ta de angajare. Cum a fost perioada asta de incertitudine? Nu i-aș spune o perioadă de incertitudine, am rămas aproape de Dinamo, am continuat să mă uit la ceea ce funcționează, ceea ce mi-aș dori eu ca suporter dinamovist să trăiesc pe stadion, ce aș putea îmbunătăți pentru a contribui la experiența fanului la stadion. Nu am stat deoparte, sigur, nu am avut acces la unele lucruri, însă am fost pe stadion la toate meciurile pe care Dinamo le-a disputat în această perioadă. Și ce ți-a sărit așa în ochi? Și din punct de vedere pozitiv și negativ. Pozitiv. Pozitiv, bineînțeles, stadionul plin este un lucru pe care n-ai cum să nu-l observi. N-are cum să nu-ți creeze emoție. Indiferent că ții cu acea echipă, să ești doar un suporter neutru. Atunci când vezi Dinamo cât de frumos este și cât de puternic este susținută de către fani, nu poți rămâne indiferent, repet, chiar dacă tu ești un suporter neutru, să spun. Doar un iubitor al fotbalului.
ce mi s-a părut, m-ai întrebat ce mi s-a părut negativ. Nu aș vrea să scot în evidență lucrurile negative, pentru că nu ăsta este rolul meu ce în acest să moment. Sunt multe lucruri de îmbunătățit. Întotdeauna sunt lucruri de îmbunătățit, oriunde. Și nu vorbesc și nu fac referire doar la Dinamo, oriunde sunt lucruri de îmbunătățit. Sunt convins că și cei de la Real Madrid sau Barcelona se gândesc ce am putea să facem mai bine, ce am putea să îmbunătățim. Pe toate laturile, nu doar sportive, mă refer și în latura comercială, marketing, comunicare și așa mai departe. Eu să vreau că Silvian, tânăr cum e, a trecut mai repede ce ar trebui de îmbunătățit. Eu aș fi păstrat această întrebare puțin mai târziu. E clar, sunt multe de îmbunătățit, pentru că, în primul rând, este un departament subdimensionat. Adică faci și ticketing, faci și comercial, faci, ai foarte multe lucruri de acoperit și ajungem ușor, ușor. Vreau să te întreb, care a fost procesul pentru a-i convinge pe acționari că tu ești omul potrivit? Prin ce ai trecut? Au fost tot felul de povești. A fost un proces de selecție în ceea ce cred. Nu știu cine a mai participat. Ce a constat, dacă poți să ne spui? Pentru tine. Ce s-a întâmplat? Cu cine ai discutat în primul rând? Am discutat cu toți cei din acționariatul Red and White. Și cu domnul Voicu, și cu domnul Nicolescu, și cu domnul Gătăianțu. A fost un proces selecție real. Nu a fost o alegere pe baza unor prietenii. De altfel, nici nu-i cunoșteam până la acel moment. Au fost prezenți în Muzeul Fotbalului la acea conferință de presă la care cred că ați participat și voi. A fost prima oară când i-am văzut pe acei domni, dar nu am interacționat cu ei. A urmat un proces de selecție, un semi-plan, să spun așa, sau semi-strategie de marketing, așa cum văd eu lucrurile care trebuie să se întâmple la acest club. A fost o potrivire atât în viziune cât și în idei. Și chiar a fost o problemă. Atunci nu s-a credeam... venit ideea asta să aplici când a avut loc acea conferință de presă pentru prezentarea programului Sinting? Nu, pentru că nu cunoșteam situația, dacă au nevoie, știam că există un director al departamentului. Deci, ulterior au apărut aceste discuții. Repet, a fost un match, să spun așa, o potrivire în idei și în strategie și atunci... Pot să spun că am luat hotărârea că da, aș vrea să lucrez pentru clubul Dinamo. Romeo, umblă o legendă, o discuție, ai primit întrebarea cu cărămida? Știi întrebarea cu cărămida? Nu, spun sincer că nu. Și nu știi despre ce vorbesc. Am citit. Întrebare că ce se întâmplă, ai găsești o cărămidă pe stradă, ce faci cu ea? Vestita? Acum, eu nu știu cum se face recrutarea pentru un asemenea segment, dar întreb pentru că au fost discuții. Îți spun sincer că nu a existat această întrebare legată de vreo cărămidă, au fost întrebări legate strict despre dezvoltarea unui departament al clubului și al strategiei pe termen mediu și lung. Termen mediu și lung. Scurt, acum nu ești la termenul scurt că ai pe 8 zile de când ai preluat. 8 zile, astăzi cred că este chiar o săptămână, dacă nu mă înșel de la oficializare. S-au întâmplat multe în această săptămână. În primul rând ar trebui să-mi cunosc real colegii din cadrul clubului și mă refer doar din cei din cadrul departamentului, pentru că te intersectezi în activitatea zilnică, te intersectezi cu toate departamentele. Ulterior ar trebui să cunosc partenerii, pentru că sunt foarte importanți în viața clubului și nu doar al Dinamo, viața oricărui club, să te pui la punct de fapt cu situația internă. Pentru că sunt lucruri care se cunosc, dar sunt și lucruri pe care trebuie să le trăiești acolo ca să-ți faci o idee, să-ți creionezi de fapt o strategie. Silvian, te rog. Câți membri are numără în momentul de față departamentul de marketing și evident ticketing și cu ce vă mai ocupați? Spun sincer, la Dinamo nu poți face un singur lucru, adică dacă ești în departamentul marketing nu poți face doar BTL, să spunem că tu faci implementare, nu poți face doar acest lucru în acest moment. Sigur că ne dorim să ajungem la organigram atât de stufoasă încât fiecare să facă un singur lucru. Și probabil că acolo ne vom îndrepta la un moment dat, dar situația în acest moment nu permite acest lucru. Aș putea spune că suntem 4 oameni. 4 oameni toți angajați? Sau sunt toți și voluntari? Și sunt și voluntari pe lângă? Sau te gândești să recurgi la... 100%. Programul de voluntariat este foarte important. În România, din păcate, este cumva așa văzut, hai să spun, într-o zonă gri. Însă programul de voluntariat este important și îți pot spune că UEFA, pentru că am avut ocazia să lucrez cu ei, să facem schimburi de experiență, ei pun mare accent pe programele de voluntariat. Dar și pentru voluntari în sine este o experiență, pentru că nu ai ocazia zi de zi de a-i vedea pe jucători atât de aproape de tine,
Nu ai ocazia de a lucra pentru clubul tău, nu ai ocazia de a fi pe teren la un meci. Și până la urmă, pentru un suporter obișnuit... Este un lucru care contează foarte mult. Și este un program pe care îmi doresc să-l dezvolt, pentru că va ajuta atât clubul, dar putem oferi și experiența celor oameni de care îți povesteam. Romeo, uite o întrebare de la Redix, unul dintre prietenii emisiunii noastre. Ce buget de marketing are Dinamo în acest moment? Cred nu aș vrea să dau astfel de informații în acest moment. Repet, sunt de 7 zile la Dinamo, sunt într-o perioadă în care încă fac o analiză a ceea ce se întâmplă și încerc să îmbunătățesc situațiile care dor cel mai tare. Unul dintre ele este legat, și presupun că o să vină întrebări pe această temă, este legat de comenzile neonorate de ceva timp. Încercăm să ne focusăm pe aceeași... La toate. La întrebarea asta, dacă nu vrei să-mi spui că o sumă, în raport cu alte echipe, cum se situează? Nu cunosc bugetele altor echipe, nu cunosc bugetele departamentelor marketing din alte echipe și nu știu sau nu cred că există un buget separat și direcționat către marketing, către toate celelalte echipe. Probabil sunt câteva echipe care au într-adevăr un buget bine definit al marketing, care se adresează doar activărilor sau campaniilor de marketing. Dar nu cred că se întâmplă asta la nivelul tuturor echipelor. Eu zic că nu ai cum, trebuie să te poziționezi față de sume. Nu o să ai la un moment dat, o să depinzi în ceea ce faci tu de sume și de bugete și de tot ce se întâmplă. Cu siguranță, dar ca să faci acest lucru trebuie să contribui la acest buget al clubului. Trebuie să contribui. De când am început emisiunea, sunt bombardat pur și simplu. Aveam și eu pe lista mea de întrebări, cu siguranță și Silvian, că noi ne batem pe întrebări înainte de emisiune, intrăm, vineți în emisiune, care, cum, ce întrebăm. Ce se întâmplă cu Macron? Citesc, de la când scăpăm de Macron, ce se întâmplă cu Macron? Deja Macron este în viața Dinamo, a fost și acel episod cu Cortasero, insolvența, Macron este la chirografari cu o sumă importantă, nu și-au primit banii, totuși a rămas doriți sau mai puțin doriți lângă club. Ce își poți să ne spui de situația asta în acest moment? Macron este partenerul tehnic al clubului, este unul dintre partenerii noștri. În acest moment suntem în discuții pentru a lansa pentru anul următor, pentru că trebuie să începem lucru cu măcar 10 luni înainte, pentru un echipament dedicat echipei și să nu mai avem un echipament de linie, să spun așa, cum se întâmplă în acest moment. Este o relație foarte bună cu Macron. De altfel, avem o relație foarte bună cu toți. Cât mai are Dinamo contract cu Macron? Mai avem sezonul ăsta, sezonul următor. Avem contract. Deci putem să facem continuare practic planuri. Practic, tu îți dorești ca Dinamo să treacă la un echipament. Cum este pentru un club cu brand? Dinamo este un brand în fotbalul românesc și chiar în Europa, la o anumită dimensiune. Eu îl consider cel mai puternic brand din fotbalul românesc. Eu am intrat și am căutat când am scris, cred că la începutul sezonului trecut, când era o situație cruntă, într-adevăr, găsisem tricoul lui Dinamo undeva la cât erau, domnul Bădlă? 75-80 de lei, ceva de genul ăsta, exact, tricourile... Na, normale, în catalog. Și dacă vă aduceți bine aminte, sezonul trecut și CSM Slatin a avut cam același template cu Dinamo. Doar că... Așa este. Dorim să avem un echipament dedicat clubului Dinamo, care să fie ales împreună cu staff-ul tehnic, pentru că este foarte important în alegerea echipamentului și opinia celor de pe latură sportivă, să spun așa, pentru ca jucătorii să se simtă confortabil în acel echipament. Dar da, clar, ne dorim un echipament dedicat. Dar cum sunt echipamentele acestea Macron din punct de vedere calitativ? Adică m-ai menționat că vreți ca jucătorii să se simtă confortabil. Au fost plângeri pe partea Nu, mă refer la alte lucruri. Sunt detalii ce țin, nu știu, gulerul, de exemplu. Gulerul polo poate este mai puțin dorit de către jucători decât un guler în formă de V, să-i spun, sau un guler rotund. Gulerul în general. Da. La genul ăsta sau echipamentul să fie, să aibă o formă slim sau să fie într-o formă mai relaxată pe ei. Trebuie să ții cont de opiniile jucătorilor atunci când alegi acel echipament. Ca o mică paranteză, mi-aduc aminte sezonul trecut că vorbeam de echipele mari, Real Madrid, că a avut un echipament cu tricou polo, practic, și chiar a declarat Toni Kroos la un moment dat că sunt foarte inconfortabile. Exact. Pentru Silvian atunci... o să facem o emisiune exclusiv Real Madrid la un moment dat, avem un plan, să știi, răspunde la această întrebare. Atunci, da, este bine să ai un echilibru între ceea ce îți dorești din punct de vedere comercial și ceea ce îți dorești și jucători din punct de vedere sportiv. Și designul contează. Contează foarte mult. Ajungem la shop, acolo unde este marea durere. Odată avem shop-ul online care, domnul Bădulescu, e bine aprovizionat, că dumneavoastră sunteți cu... Așa mai puțin spre nu. Ce se întâmplă? Ce promisiune? Nu știu, hai să nu spun promisiune, că mi-ai spus, m-ai rugat înainte, să nu, că nu vrei să faci promisiuni, vrei să fii omul faptelor. Și e normal.
Ce se va întâmpla cu, pe termenul ăsta mediu, că ai zis mediu și lung, ai folosit aceste temporalități. Da. Ce se va întâmpla cu shop-ul? Odată, shop-ul online și, foarte important, shop-ul fizic. Clubul Dinamo nu are un shop fizic și cred că este un mare, mare minus care putea fi rezolvat până acum. Când am spus că vorbim despre planurile de pe termen mediu și lung, nu am ignorat sau nu vreau să spun că ignorăm zilele actuale, astăzi, da? În acest moment avem o problemă reală și pe această cale îmi cer și eu scuze pentru cei care au comandat și încă nu și-au primit produsele. Sunt întârzieri, așa este. Asta este primul sau prioritatea zero, dacă îi pot spune așa. Ca oamenii să primească, să onorăm acele comenzi pe care ei nu le-au primit până în acest moment. Apoi, ca și o promisiune, ai spus să nu... că nu vreau să folosesc asta. Nu, am spus doar că îmi doresc să vorbim peste câteva luni despre ceea ce am făcut până acum la Dinamo. Shop-ul, ca o promisiune să spun, shop-ul va fi relansat. Va fi relansat, mă refer să fie pe un site care să arate altfel, să fie mai ușor de accesat de către utilizatori, să avem o gamă mai mare de produse, pentru că am povestit puțin înainte de emisiune și mi-ai spus că nu poți alege foarte multe produse, nu poți comanda, așa este, este o realitate, trebuie să extindem această gamă de produse, trebuie să avem o gamă dedicată copiilor, pentru că, din nou, nu avem acest lucru în momentul ăsta. După shop online, pentru că din punctul ăsta de vedere și este cel mai la îndemână, să spun așa, tool pe care putem să-l folosim, va urma și shop-ul fizic, dar până la acel moment avem alte lucruri de făcut. Vom avea punctele fizice asta, la stadion. Ce e primordial pentru Romeo Bănică în momentul de față, la 8 zile de, la, de când a preluat biroul? Sunt multe de găsește-mi, te rog, ceva. Unde vezi tu, în primul rând, că ai avut și o perioadă de încălzire, să spun, existând această discuție. Ce ai văzut așa din afară? Erai în afară, ți-ai pregătit intrarea pe teren, acum ești pe teren. Ce ți se pare cel mai important? Să mergem, să deschidem discuția de acolo. Sunt câteva lucruri la fel de importante. Unul dintre ele este relația cu partenerii, pe care trebuie să o consolidăm și să o dezvoltăm. Pentru că partenerii nu au nevoie doar de expunere. Expunerea o pot obține și prin cumpărarea, să spun așa, de publicitate. Da? Sunteți jurnaliști, pot cumpăra BNR pe site-uri sau pot cumpăra spoturi în TV. Ei au accesat un pachet de sponsor și atunci trebuie să activăm această parte de asociere. Este un punct foarte important la care țin și pe care îmi doresc să-l dezvoltăm împreună cu partenerii pe care îi avem. Apoi este acest lucru, shop-ul, pe care l-ai menționat tu și vin foarte multe mesaje, le citesc și eu, am văzut și știu, cunosc problemele care sunt și îmi doresc să avem un shop pus la punct, un shop de talia brandului Dinamo al zilor noastre. Sunt două lucruri foarte importante. Apoi este experiența fanului la stadion, care la fel trebuie îmbunătățită, pentru că marketingul sportiv în România a fost tratat superficial o bună bucată de timp. Iar experiența fanului la stadion este extrem de importantă. Țineți ideea asta, pentru că vreau să merg. Cum o vezi tu experiența fanului la stadion? Dinamo joacă în momentul de față și dispută meciurile pe Arcul de Triunf, dar ai spus de publicitate și o să-l rog pe Mihai, avem și noi o scurtă, câteva secunde de publicitate, partenerul nostru al emisiunii. Te rog, Mihai. Cu mascota norocoasă și culorile iubite și pasiunea de superfan cu rivalitățile tale, cu dezbaterile tale favorite, sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Am revenit, eram în ideea asta, cum vezi tu experiența fanului la stadion? În momentul de față au existat chiar în și sezonul trecut și la începutul acestui sezon, au fost tot felul de sincop de la intrare până la... Cum vezi tu ce ar trebui să primească un fan la stadion și în cazul nostru fanul dinamovist? Cum ar trebui să arate această experiență pentru el? Experiența la stadion, deși o să sune puțin ciudat, începe înainte de a ajunge el la stadion. Experiența fanului începe în momentul în care intră pe site și comandă o eșarfă sau tricoul clubului pe care el îl iubește. Apoi este vorba de vânzarea biletelor,
care trebuie să se desfășoare așa cum trebuie. Apoi experiența la stadion nu înseamnă să ajungi la stadion cu 20-30 de minute înainte de a începe partida, pentru că acest lucru îți creează o mulțime de probleme și la nivelul de acces, dar nici nu poți face sau nu îi poți activa așa cum trebuie. Ideal e să ajungă cu două ore înainte la stadion, să le oferi un fan zone în care se pot juca, pot bea o bere fără alcool, pot bea apă sau suc, își pot cumpăra eșarfă, tricoul, pot intra în tribună și vor începe meciul într-o cu totul și cu totul altă dispoziție decât stresul de a apuca să intri până în momentul în care începe meciul. Te rog, Silvia. Ai menționat, până să intre publicitatea, că dorești să faci un shop fizic la stadion. La ce stadion? Mă referam la punctele fizice de a stadionului la care jucăm. Indiferent. Că vom vorbi de Arena Națională, să avem puncte fizice, bine aprovizionate, că vom... Chiar și în deplasare? Acolo unde se va putea, da, să avem un punct mobil în deplasare. La Cluj, cel mai probabil vom putea face. Că... Da, la Cluj, probabil, vom putea merge. Dacă vom juca la Craiova, nu cred real că vom putea avea un punct mobil de vânzare acolo. Există un... Eu am crescut așa cu Dinamobilul, din cât mi-l aduc aminte. De că, și există și da, în momentul de față un... O inițiativă foarte bună care nu trebuie să oprească. Trebuie să le oferim șansa suportelor din afara Bucureștiului. Din păcate, acum Dinamobilul a mai fost folosit și să care echipament pentru că nu avea marfă. Te gândești și la acest mod de... De aproviziona? De aproviziona. Bineînțeles. Vinde prin Dinamobil care te ajută. Bineînțeles. Dar mai sunt și alte direcții în care vrem să ne îndreptăm. Nu putem face astăzi un magazin fizic într-un mall anume. Însă putem accesa prin magazinele care există acolo și care vând articole sportive, nu stau să spun acum. De ce să nu le putem număr? Să facem într-un mall? Pentru că l-am auzit pe Andrei Niculescu spunând că se discută... Am spus astăzi. Am spus astăzi. Nu putem există face asta. Posibilitatea asta ca Dinamo să aibă? Era mall veranda la un moment dat o idee, fiind în zona oborului, am zis bine, domnul Bădulescu, eu geografică, tu cunoști mall-urile mai bine decât mine. Era în zonă dinamovistă, zona Obor, Ștefan cel Mare, fiind acolo Lizeanu, chiar și Colentina, Pantelimon, zone cunoscute dinamoviste. Zone Albrușii. Există discuția asta, îmi spui, cu... Este ne poți spune mall-ul, nostru. Ce mall... Nu aș vrea să-ți menționez mall-ul, dar este în strategia noastră de a avea în mall un punct fizic. Da, am spus astăzi pentru că este mai la îndemână să îți expui, să spun așa, echipamentul sau alte produse prin cei care se află acolo. Bineînțeles, la aeroporturi, București, Cluj, ar trebui să avem echipamentul clubului Dinamo prezent în foarte acele puncte. Foarte interesant. Deci în aeroporturi la fel să existe. Am văzut la Milano în gară și sigur. Inter... Sigur. Și AC Milan aveau poarta de intrare, practic, într-un oraș și Dinamo este o echipă etalonă a Bucureștiului. Deci în aeroport, în Gara de Nord, v-ați gândit? Sigur, asta spuneam. Când eram la Muzeul Fotbalului, intrau foarte mulți turiști străini care întrebau de Dinamo. Foarte mulți. Sunt convins că ei nu țineau cu Dinamo, dar cunoșteau acest brand. Știau că este un brand important al României. Și cereau echipamente, tricouri cu Dinamo. Nu putem să neglijăm acest lucru. Apoi, sunt românii din diaspora. Nu știu, cifrele oficiale spun că sunt 5,7, dacă nu mă înșel, români în diaspora. Neoficial că sunt 8 milioane de români. Dacă sunt doar 14%, așa cum spun unele cercetări, să spun, dar nu trebuie neapărat să fim de acord, 14% sunt dinamoviști din aceste 7,5 milioane o medie între ele sau 7 milioane o medie între ele. Este o comunitate foarte mare de dinamoviști pe care trebuie să o accesăm, pentru că în acest moment nu livrăm în serenitate. Este un alt punct pe care îl vom schimba. Nu știu, doar 10% să spun dintre ei dacă ar comanda un obiect al clubului și tot înseamnă un venit important la buget. Pe de o parte, pe de altă parte, este vorba de satisfacția, mulțumirea suporterilor dinamoviști că și-a putut comanda în Anglia, în Italia, în Spania, numește orice altă țară, un produs al clubului la care el ține. Ar fi senzațional, te vom mai invita, să știi, și notăm absolut tot. Rămâne înregistrarea, suntem greu de fentat, Romeo. Nu vrei să ne spui mall-ul, spune-ne măcar sectorul, că e foarte important pentru dinamoviști. Cred că sunt 6 în București. Cred că colegul tău a zis. Nu vom deschide un punct într-un cartier populat de stelici, da? Vom merge într-o zonă în care sunt prezenți majoritar suporteri. Ce ai spus, domnul Bădulescu, că n-am fost atent? Colegul meu cred că ai spus vreo locație, vreo...
Cred că înainte de emisiune. A, înainte de emisiune. Păi spune nici nouă ce spui înainte de emisiune, că de asta te invităm aici. Ok, n-ai voie, nu ai voie să spui că așa e, trebuie să ne respectăm anumite chestiuni, vom afla. E un mare elefant, biroul tău, să știi. Lucrezi cu un brand uriaș, dar un brand care, la nivel de marketing, a trecut și trece. O să dau, o să spun și un lucru, o să povestesc ce am aflat zilele astea. Există acest, să-i spun, conflict scris cu notificări între SECE Dinamo MS48 SA și Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo pentru folosirea emblemei numelui FECE Dinamo și Dinamo București sau Fotbal Club Dinamo București în sistema pe care o avem aici cu cei doi câini. În marketing, asociația controlată de Nicolae Badea a cerut 10% din cheltuielile care au sunt făcute pe marketing. Deci Dinamo are drept de folosire de sportivă pentru emblemă și denumire pe nu SECE Dinamo, nu FECE Dinamo București sau Dinamo București, însă există această discuție cu cei 10%. Știi de situația asta? Cum vrei să o reglementezi? Va exista o negociere? Ce poți să-mi spui? Nu cunosc această situație. O să fii nevoit să o cunoști. Nu cunosc, de fapt nu cunosc această notificare de care spui tu. E mai veche? Există această discuție? Știu că s-a vehiculat, am citit la... E o problemă veche, să spun așa, care, dar nu cunosc să fie și reală. Și ca o știre de ultimă oră am aflat că în momentul de față la OSIM ar fi câștigat ACS FECE Dinamo. A venit cu o întâmpinare pentru că SECE Dinamo este 48 SA a vrut să ceară drept de folosință pentru titulatura, să-i spun așa, Dinamo București. Dinamo București 1948. Nici măcar... titulatura verbală nu poate folosi. OSIM a acceptat întâmpinarea celor de la CSFC Dinamo, nici măcar la nivelul ăsta. Este undeva la începutul lunii august, cred, din informațiile mele, s-a întâmplat acest lucru. E o problemă pentru că de aici începi negocierea cu partenerii sau ce intră în club cu acest 10%. Cum vezi situația asta și cum, crud așa la discuție, cum încerci să o rezolvi? Sunt convins că orice situație are și o rezolvare atunci când sunt oameni care au o bună credință și care nu își doresc să facă rău. Da? Deci eu cred că și dacă ar fi, dacă este reală, dacă este o problemă reală, cred că va avea o soluție. A existat un, uite, Gescu Sibiu, prietenul nostru, ne scrie, face stată rebranding frumos și gata, stăm după Badea, semnul întrebare. A existat această discuție, chiar a fost un concurs de steme, știi că e dinamovist practicant. Cum ai văzut acea mișcare? Crezi că e o soluție acest rebranding? Câteodată se cere un rebranding, dar nu poți face o stemă, să spun, cu totul. Sau poți face și o stemă cu totul nouă, dar nu știu neapărat dacă fanii își doresc. În primul rând, ar trebui să ne cunoaștem fanii, să ne știm foarte bine ce își doresc ei. Fanii au votat pentru acest rebranding. A fost un sondaj organizat chiar de club. Au fost alese niște steme, cu siguranță le știi. Crezi că e soluția asta în momentul de față? Ar prinde bine un rebranding sau stema cu cei doi câini e deja veche? Câteodată este bine să faci un refresh, să faci un rebranding, să spun așa. Ajută, te ajută foarte mult din punct de vedere comercial, din punct de vedere al merch-ului, să spun așa. Dar, repet, nu este o decizie pe care să o iei la 7 zile după ce, sau o propunere pe care să o faci la 7 zile după ce ai ajuns în cadrul clubului și nu faci o analiză reală, de fapt, a ei. Silvia, te rog. O altă, să zicem, chestie interesantă legată de marketing și de tricouri mai ales este acel chip al lui Cătălin Hădan de pe pieptul tricourilor. A existat vreo comunicare din ce știi tu cu familia Hădan în legătură cu dreptul de a folosi această imagine? De când am venit eu în cadrul clubului, nu. Nu cunosc acest lucru. Nu știu dacă a existat fără să cunosc sau dacă a existat înainte de marțea trecută. Sunt de 7 zile aici. Nu știu dacă a existat vreo discuție. Din informațiile mele, noi la un alt post am făcut o emisiune cu Cristi Hăldan. Din informațiile mele, Vlad Iacob a încercat o discuție la un moment dat cu Cristi Hăldan. Nu a ajuns pentru că Cristi nici măcar nu a dorit să pună, n-a cerut că nu mai folosiți. Într-adevăr și echipa din Liga a 4-a, ACS FECE Dinamo, a folosit
stema cu chipul lui Cătălin Hăldan. Din conducerea Red & White nimeni nu a luat legătura cu de când au venit cei din Red & White în februarie cu familia Hăldan pentru a discuta această situație sau alte situații. Asta este informația mea, nu e pentru, o spun pentru prietenii noștri și pentru tine ca dinamovist iar acum din staff. O să încerci să discuți, e o chestiune de suflet pentru club. Nu. Dincolo de acea temă care tot de suflet este pe tricou. Este de suflet, iar Hăldan sau chipul lui Hăldan este un simbol sacru pentru orice dinamovist. Răspunsul este da. Răspunsul este da. Ne dorim să-l avem pe Cătălin pe tricourile noastre. Cu siguranță. Silvian? Da, vreau să mă întreb, ai lucrat alături de alte persoane la Muzeul Fotbalului, practic l-ai pus pe picioare, sau mă rog, l-ai luat de la zero și l-ai ridicat. Vreau să te întreb, privind istoria clubului Dinamo, nu doar la fotbal, la toate celelalte secții, cât de mult ar însemna ca acest club să aibă un muzeu în care să-și expună toate, sau cât cea mai mare parte a reușitelor, atât în ceea ce privește fotbal și mă refer aici la trofee, la ghete de aur, la tricouri ale jucătorilor legendari, cât și la alte sporturi, la alte ramuri sportive. Contează, sigur, acum noi vorbim de secția, să spun așa, de fotbal. Contează foarte mult, contează să-ți expui legendele, contează să-ți expui motivele pentru care ești dinamovist până la urmă și te mândrești cu acest lucru. Este un subiect care mă interesează, cu siguranță. Și să se aștepte suporterii dinamoviști, să zicem, pe termen mediu spre lung, să vadă un muzeu sau ceva asemănător? Da, dar pentru acest lucru trebuie să fim realiști, ne trebuie și infrastructură. În acest moment noi avem un stadion al nostru. Se vor schimba foarte multe lucruri atunci când acel stadion va fi construit. Și vei putea face și un muzeu acolo, cu siguranță vei putea face acel magazin fizic de care spunem toți, vom putea face și acel muzeu. Dar până la acel moment să faci un muzeu având în vedere că nu ai propriul stadion, este puțin de crezut că se poate, Problema, poate face. În momentul de față există o discuție care este tot măcinată și măcinată de apropierea SC Dinamo prin conducerea Red & White de Clubul Sportiv Dinamo. Întâlniri pe care le auzim aproape la fiecare apariție a acționarilor în emisiuni. Însă pare că nu se întâmplă. Sunt chestii care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit discutate și știute în momentul. La Dinamo există un muzeu, domnul Bădulescu. Da. Există muzeul clubului. Există oficial muzeul vorbind, clubului, e mai mult o sală de trofee. O sală de trofee pentru că nu are titulatura de muzeu, nu are aviz probabil să fie un muzeu. Un muzeu care la un moment dat a avut și o inaugurare frumoasă și eu l-am văzut, am realizat un reportaj cu Titi Frățilă, a dat un fanion frumos de pe vremea dânsului când schimba și însă nu este niciun fel acel muzeu scos către suporteri. Mi-au spus cei de la Clubul Sportiv Dinamo că mai vin la un moment dat grupuri de școlari sau chiar există acum și să-ți faci tabăra la Dinamo, așa se numește. O idee foarte bună și probabil e vizitat, însă nu e deschis. Eu cred că acolo ar putea fi pentru că se încearcă această lipire a celor două entități, entitatea SC Dinamo S48 SA, care are acest patrimoniu publicul Dinamo, suporteri Dinamo și cu Clubul Sportiv Dinamo, Clubul Mamă. Cel mai probabil se va întâmpla acest lucru, această apropiere care să fie și una, să zic, semnată, nu doar la nivel de discuții, dar discuții sunt în continuare. Am o întrebare, explicând și mie, te rog, și celor care ne urmăresc, vorbim de acest muzeu, de această sală de trofee. Dacă mergem la stadionul Steaua sau la stadionul Rapid, o să vedem că există o încăpere pe care scrie Muzeul Rapid, Muzeul Steaua sau muzeu, efectiv. Dar acolo nu se întâmplă nimic. Din experiența ta cu Muzeul Fotbalului, de ce aceste, că până la urmă și CS Rapid și CS Steaua au o istorie sportivă în spate pe care pot să o expună suporterilor. De ce nu se întâmplă, sau care crezi că sunt factorii pentru care nu s-au deschis muzeele respective? Că mă gândesc că materiale au. N-aș putea să vorbesc în numele celor de acolo. În general de cunosc, Rapid are în plan să-și deschidă un muzeu al echipei. Sunt mai multe motive. Unele țin de resursa financiară, altele probabil țin de resursa umană. Pentru că trebuie o echipă, un grup, niște oameni care sunt dedicați acestui proiect. Nu poți face, nu știu, sponsorship sau ticketing și de fapt administrezi și muzeul. El în sine trebuie să fie un proiect separat, un proiect care să se finanțeze singur până la urmă.
din vânzarea de bilete, ca o idee. Este într-adevăr, este păcat că nu există muzee la nivelul fotbalului de club și cred că este nevoie ca cei mici să intre în contact cu acei jucători sau cu acele simboluri pe care nu au apucat să le vadă în realitate. Dar este atât de greu să deschizi un muzeu pe partea asta, pe latura asta? Nu este ușor. Trebuie să accesezi acea colecție. Din păcate, în România nu a existat, să spun așa, cultul colecționarului până în 1989. Nici nu prea aveai cum să faci asta. Spun pentru că am avut foarte multe discuții cu jucători extraordinar de mari și îmi spuneau că erau meciuri internaționale și atunci când se fluiera sfârșitul meciului, fugeau repede la vestiar pentru că nu aveau cum să facă schimb de tricouri, pentru că nu aveau mai multe tricouri. Așa cum se întâmplă în zilele noastre să poți face schimb la sfârșitul meciului. Și atunci nu exista acest cult. În primul rând, un challenge, o provocare foarte mare e să ai această bază, să spun, de exponate. Okay. Am o întrebare de la Cristi, o să răspundem. Cătălin trece planul luni, e important, suntem exact între miercurea viitoare, cu siguranță o să știm exact ce se întâmplă la următoarea ediție exclusiv Dinamo. O să vă spun ce știu și eu până acum, din păcate sunt foarte puține vești, revenim la acest subiect pe sfârșitul emisiunii. O să te întreb dacă vrei să valorifici încă un patrimoniu pe care l-are clubul ăsta, pe lângă suporteri, patrimoniu performanței și patrimoniu gloriilor. Nu foste glorii, dragi prieteni. Glorie, sunt glorii, nu vor fi niciodată foste glorii. Sunt glorii care rămân, că de asta sunt glorii. Termenul de foste glorii este tot, nu se potrivește în niciun fel. Vei încerca, îmi aduc aminte, la începutul programului DDB sau chiar înainte de a fi lansat programul DDB, cum cei din DDB, și aici o să-l felicit pe Nicu Tararache, care nu mai face parte din realitatea programului DDB, aducea glorii și erau shooting-uri. Programul DDB s-a ridicat foarte mult prin imaginea glorilor. Ceea ce clubul nu a reușit în multe momente, iar aici trebuie să-l laud din nou pe Johnny Culina, că e cunoscut de la statuia lui Pațaichin până la toate gloriile, că au trecut mulți prin pixul lui Johnny Culina și el a mai încercat cu departament subdimensionat, cu tot ce s-a întâmplat la Dinamo. Spune-mi dacă aici găsești un miez important și cum. Cu siguranță. Ne dorim prezența glorilor, așa cum ai spus și eu, nu foste glorii. Gloria la fiecare meci pe care Dinamo îl susține acasă. Sunt o parte importantă a clubului și vor rămâne o parte importantă a clubului. Trebuie să fie obișnuință pentru noi să știm că în tribune acești oameni sunt prezenți. Sigur, în funcție de disponibilitatea lor, dar la fiecare meci aceste glorii, aceste legende trebuie să fie printre dinamoviști. Crezi că, în vederea unor campanii de, vreți să vindeți mai multe tricouri sau vreți să vindeți ceva cu Dinamo, cu brandul Dinamo, crezi că apariția unor astfel de glorii, de oameni care au făcut istorie pentru Dinamo, ar aduce un plus din punct de vedere al profitului? Orice asociere a brandului cu gloriile sau cu legendele, da, ajută, bineînțeles că ajută. Arată în primul rând faptul că tu respecti trecutul și pe un trecut îți poți clădi și viitorul. Pe un trecut sănătos și bun îți poți clădi viitorul, cu siguranță, dar nu cred că ar trebui să cazi în extrema cealaltă în care să-i folosești într-un scop comercial, că nu este rolul programului, nu, exclus. Ne dorim legendele aproape de Dinamo pentru că vrem să-i cinstim așa cum se cuvine. Dinamo TV, da. Intră și în baricada ta. Da. Ușor. Ce se întâmplă? Cum vezi acest proiect? Uite, aici o să-ți dau exemplu Rapidului. Din punctul meu de vedere, se mișcă foarte, foarte bine. Au reușit să aducă influenceri lângă și contează foarte mult și tu știi lucrul ăsta. Cum e cu Dinamo TV acest proiect vechi? Știi de când se aude de Dinamo TV? În 2000... De cât timp se la aude. La jumătatea anilor 2000 exista această idee. Sigur, acum... CNN nu exista când... Se dorea Dinamo. Nu inventăm apa caldă. Cred că v-a dezvăluit oricum și Andrei, pe care l-ați avut invitat săptămâna trecută. Este un subiect pe care l-am abordat cu el și mă bucură faptul că și el a avut aceeași viziune în multe lucruri cu mine. Dinamo TV este un proiect pe care îl vom lansa.
Știu că l-ai și întrebat, va fi free, va fi pay-per-view? În acest moment, doamne, programul Brulescu trebuie... Doamne, Brulescu, aici de față, el e cu chestiunile în acest moment trebuie să-l lansăm. Trebuie să livrăm conținut de calitate, trebuie să livrăm un conținut exclusiv, un conținut pe care oamenii nu-l vor vedea pe site-urile, să spun așa, de specia din presă, presa sportivă. Dar da, este un proiect clar. Să fiu cârcotaș că sunt prieteni care se ceartă, e bine. Dacă cearta există și nu se folosesc jigniri, e super ok. A vizitat această discuție cu, cum s-a numit, Tribuna Legendelor la primul meci și cine i-a invitat. Să spunem că Tribuna Legendelor exista într-adevăr pe Arcul de Triunf la inițiativa administratorului, domnul Popa, cred că îl cheamă. Chiar împreună cu domnul Popa, da, am derulat și la meciul trecut. Nu, da, și a fost așa un pic preluată inițiativa asta. Eu mă așteptam să văd, m-am bucurat că i-am văzut pe unii. Dinamo are bazinul ăsta de glorie. Deci aici a fost discuția, din ce știm și noi. Intrăm și noi în cearta voastră pentru că am spus că avem emisiune interactivă și încerc să rulez și eu, dacă vedeți, sunt cu ochii în ecran, rulez și întrebările, sugestiile și mențiunile voastre care sunt foarte importante. Domnul Bădulescu, vă rog cu cartușele întrebărilor dumneavoastră. De lojă, de stadioane. Dinamo joacă de ceva timp pe Arcul de Triunf, a devenit așa o casă a câinilor. Și Andrei Niculescu a declarat că atunci când va primite situația, mai ales la deriuri cu Rapid, cu FCSP, se va folosi Arena Națională. Cum crezi că e mai bine din punct de vedere financiar? Pentru că Dinamo are o situație financiară destul de dificilă. Pentru Dinamo, un Arc de Triunf cu 7.000 de spectatori sau, nu știu, Arena Națională cu 15.000, 20.000 tribună? Cred că nivelul la care este acum Dinamo trebuie ca echipa să fie dusă pe Arena Națională. Ai văzut toate meciurile pe care le-am jucat pe Arcul de Triunf, s-au dovedit a fi neîncăpătoare. Au fost soldat la fiecare meci, au fost foarte multe alte cereri de bilete. Din punctul meu de vedere, Arena Națională ne permite să avem mult mai mulți suporteri, pe de o parte. Pe de altă parte, există posibilitatea de a crea și acel fanzone de care spuneam, adică poți crea o experiență, mult mai mult spațiu. Acum pe Arcul de Triunf nici nu putem scoate la vânzare bilete în zona VIP, deși sunt foarte multe cereri, pentru că locurile sunt puține, iar s-au vândut abonamente în acele sectoare și nu mai pot vinde altele. Arena Națională cu 15-20.000 de persoane, așa cum ai menționat tu, îți aduce și un mic profit, nu doar că îți acoperă cheltuielile cu organizarea meciului. Pe Arcul de Triunf, ca să faci un mic profit, ar trebui să pui niște bilete foarte scumpe, ceea ce noi nu ne dorim, acest lucru este exclus. Ne dorim să avem stadionul plin sau să avem foarte mulți oameni în tribune. Și atunci capacitatea, care în acest moment este mică pentru cerințele fanilor, ne duce către a ne dori să jucăm pe Arena Națională multe dintre meciuri. Nu toate, dar multe dintre ele. Cam acesta ar fi segmentul între 15.000 și 20.000 pentru ca Dinamo să nu iasă pe minus pe arenă, ba chiar să facă și un mic profit. Faci un mic profit, da, dacă ai între 15 și 20 de mii de spectatori, faci un mic profit. Și cu mai puțin spectatori îți acoperi cheltuielile, care din punctul meu de vedere este tot un plus. Poți să organizezi meciul, poți să satisfaci dorința mai multor oameni de a fi prezenți la meci. Bine, mă gândesc că la o oră bună și, nu știu, meci cu FCSB, cu Rapid, poate chiar și cu CFR Cluj, cu Universitatea Cluj, în cont de relația dintre galerii, poate să aducă și mai mult de 20.000. Cu siguranță, doar că alegerea ziua sau alegerea orei nu o facem noi. Nu depinde de club. Dar sunt convins că și la o oră care este sau o zi care este în afara weekendului, tot ar aduce 20.000, așa cum ai spus, la un meci cu FCSB sau cu Rapid sau cu Craiova. Romeo, te rog. Care e estimarea ta pentru vânzare de tricouri? Mă gândesc că noaptea când te-ai culcat, te-ai gândit cam ce vrei și ți-ai făcut planul. Care e estimarea pentru vânzări de tricouri exact pentru un club cum este Dinamo? Eu văd de fiecare dată cum li se schimbă suporterilor din aici la stadion garderoba. Adică tricouri noi apar, sunt și cele vintage, mie îmi plac suporterii care existau acele tricouri de 20 de ani. Dar care este estimarea ta? Unde vrei să te poziționezi, să te duci? Vânzarea de tricouri și după vânzarea produselor promoționale, dacă poți să-mi răspunzi. Mi-e imposibil să cred că nu ai un target. Îți poți pune un target. Targetul ți-l pui atunci când ai și o bază pe care să faci niște analize. Nu am această bază, nu știu câte tricouri s-au văzut în sezonul trecut. Ce îți pot spune este că de la lansarea, sau mă rog, de la începutul unei ediții,
s-au vândut sau au fost cereri undeva la 1000, între 1000 și 1500 de tricouri. Sunt cifre poate care sunt mici sau care par mici. Și jumătate, cam așa. Cum? Cam într-o lună și jumătate. Cam într-o lună și jumătate, da. Dar asta e și pe fondul unei, la un moment dat, unei lipse de stoc de tricouri și a lipselor de canale de vânzare până la urmă, pentru că neexistând acel magazin fizic sau acele magazine fizice de care spunem, automat ți-a diminuat capacitatea de a vinde tricouri. Noi vedem în jurul stadionului, de exemplu, sunt și produse pe care le vând cei de la DDB, da. Mai sunt și cei de la Tribuna Dinamo care mai vând tricouri. Care este relația cu ei? Avem o relație foarte bună cu DDB-ul, avem o relație foarte bună, însă doar clubul vinde însemnele logo, produse cu logo, corect, să spun și cu denumirea. Așa. Și cu denumirea, da. Cei din DDB vând produse DDB. Am o tricou cu fotbal, șampanie, al cuie, Tribuna Dinamo, nu? Tribuna Dinamo, da. Dar pe care este și asta pe shop-ul. Asta e o mișcare foarte este bună. Și pe shop-ul nostru, tricou, da? Cu șampanie. Deci mă gândesc că există o colaborare. Există o colaborare, bineînțeles. Și colaborarea de bani, până la urmă, banii cum se... Tribuna Dinamo, până la urmă, nu aparține, aparține de club. Este o... Sau sunt separați? Nu, eu știu că sunt niște băieți care fac separat. A, separat. Separat băieții care... deci există această legătură. Ei au reușit, au dat o lovitură cu acest tricou. Așa mi s-a părut mie la stadion ce am văzut. Cu fotbal șampanie, cu plecând de la... Dar e normal ca site-ul clubului să fie până la urmă o platformă pe care poți vinde și produse care nu sunt cu semnele clubului. Și așa, acest lucru ar trebui să se întâmple până la urmă. Tribuna Dinamo sunt și băieții cu programul cu de meci. Programele, cu programul de meci. N-ai putea să asociezi acest program de meci care există și foarte bine că există, cu fondurile lor și foarte bun. Eu, mie îmi place, îl citesc de fiecare dată. Înainte de meci îl savurez așa. O legătură în care sponsorul să existe și în acel program, un sponsor vine, nu știu, oricare care vrea să... Ba da, cu siguranță există această inițiativă. Am mai multe inițiative pe care vreau să le derulez împreună cu partenerii. Dar înainte de a te duce la ei să le ceri un lucru, o resursă financiară, trebuie să le prezinți inițiativa, să le prezinți ideea, să le spui de ce vrei să faci asta și care sunt rezultatele, care sunt indicatorii până la urmă. Dar programul de meci, da, este și nu l-au multe echipe. Cu DDB am discutat? Cu... Da, asta urma să întreb și eu. Exact. Te rog, Silvian. Că tot vorbeam de DDB, ultimele sezoane a devenit o obișnuință ca cel doar din Naua București să apară pe tricouri, mai în spate, pe spate de tricouri, sub număr. Sezonul ăsta cel doar nu este. Naua București care a salvat. Care a salvat clubul, dar în sezonul ăsta nu este doar din Naua București pe tricou. Va fi în foarte scurt timp. Ce înseamnă foarte scurt timp? Foarte scurt timp. De ce nu a fost până acum? N-aș putea să spun de ce a fost până acum. De ce nu a fost până acum? N-aș putea să-ți răspund eu la această întrebare. Și întrebare unde va fi, pentru că e destul de încărcat tricou. Este destul de încărcat, dar pare tricou de handbal. Dar asta da. E bine pentru tine. Da, nu este un lucru rău. Dar ei au avut această, să spun, deschidere de a ceda poziția pe tricouri, tocmai pentru ca Dinamo să aducă parteneri pe care se expună acolo și astfel au ajutat clubul. Dar DDB-ul va intra înapoi pe tricouri. N-ai cum să le ștergi, să spun, sau să le ignori meritele de a ține această echipă în viață până apropo până de acum. DDB și o să te întreb, pe lângă DDB a existat la Dinamo un sponsor important, Patron. Patron a oferit anul trecut o sumă de bani, nu știu, câteva mii de euro și a cumpărat publicitate, adică locul pe panoul de la declarat pe panourile de la stadion. Stemulet, da. Continuă Patron, ce poți să-mi spui? În acest moment nu este un contract în am discutat puțin cu ei, da. În acest moment nu este un contract semnat. Pachetele au și suferit niște modificări, pentru că anul trecut erai în Liga a doua, aveai, să spun, niște pretenții, niște cerințe financiare. Acum echipa este în Liga 1, sunt altele. În Superliga așteptările sunt altele. În acest moment, nu, dar nu excludem, nu. Ne dorim mai mulți parteneri la Dinamo. Cu cât promovarea lui Dinamo au existat, uite, și o să rog pe Mihai dacă poți să-mi dai, că ți-am trimis niște pachete pentru sponsori. Uite, avem aici bronz, silver, gold, 10.000, platinum, diamond, cu exact cu ce cred ce că te referi la sezonul 2022-2023. Sezonul de liga a doua. Da. Față de aceste tarife,
cu cât au fost mărite? Aș spune promovare? Că s-au dublat. Deci s-au dublat. Ce avem tot? Au rămas la fel pachetele astea sau sunt regândite, recalculate? Sunt lucruri noi care au apărut printre beneficii. Spuneam chiar mai devreme, dincolo de partea asta de expunere pe care o poți obține în mai multe medii sau din mai multe locuri, este foarte importantă până la urmă partea de asociere la care ținem foarte mult, sau că atunci când ești la un club Dinamo, ții foarte mult la partea de asociere, pentru că ai un brand bun, puternic, pe care îl pui într-un deci, parteneriat. Practic, promovarea lui Dinamo a mărit tarifele și aduce, că am văzut că sunt sponsori mulți, Dinamo are sponsori, nu știu, ne poți spune cât colectează din sponsorii de pe tricou? Valore, nu aș putea. Sare de milion? Sunt totuși date confidențiale, nu le pot spune. Dar, eu n-am date confidențiale, eu știu că se duce acolo la un milion. Că la asta le scriem, noi nu lucrăm cu confidențialitate, suntem și certați de multe ori. Și dar asta n-aș putea eu să-ți dezvălui. Asta ne e meseria. Dezvăluim date, noi că de asta suntem, știu, asta e meseria. Suntem plătiți. Dinamo sare în momentul de față sau acolo puțin peste un milion prin acei parteneri aduși și să spunem aduși de fostul administrator special Vlad Iacob, care a negociat foarte bine. Sunt și sponsori aduși prin alte pârghii, prin acționari. A existat acea discuție între Betano și actualul sponsor, acea luptă la baionetă, din care până la urmă Dinamo trebuie să câștige. Romeo, Dinamo are o problemă față. Uite, avem un suporter rapidist care a intrat, e binevenit, atâta timp vă spun cât nu jignim, exclusiv Rapid, în fiecare marți, în același interval pentru rapidiști. Rapid are un imn uluitor, superb, aș spune cel mai frumos, alături de imnurile Craiovei în fotbal românesc, adevărate imnuri. Dinamo aici, eu n-am fost încântat de variantele, Vama Veche, Ștefan Bănică Junior, nu știu, au fost din alt, deși le sunt dragi dinamoviștilor. La un imn te-ai gândit? Da, m-am gândit și de a avea în viitor un imn așeze. Sunt câteva imnuri care sunt celebre. Imnul Romei, de exemplu, nu ai cum să nu-l simți atunci când exact, ești pe stadion. Exact, nu am rămas aici în Zaplaz, la noi n-am depășit Rapid, clar, adică un imn superb, Craiova, două imnuri foarte frumoase, nu știu. CFR Cluj. Hei, Pandurii, domnul Bădulescu, tu ai nume și renume, CFR Cluj? Și Cluj. Dar ai spus că niciunul dintre ce a existat până acum nu te-a mișcat. Asta și pentru că... Spune-mi ce ai tu de gând, că începuse ideea și bineînțeles că... Suporterii dinamoi sau peluzele dinamoviste sunt unele elitiste. Este foarte greu, cred. De ce foarte frumos. Și cred că e foarte greu să găsești un nim să fie pe placul tuturor, să spun. La Dinamo cred că ar fi cel mai greu. Spune-mi ce gândai cu treaba asta cu imnul, că începuse să ne spui ceva, că da, te-ai gândit, că... Ce da, am spus că îmi doresc să avem un imn, sigur. Mediu sau lung? Pe plan mediu sau lung? Am rămas cu treaba asta. Haideți să fim realiști. Acum sunt lucruri mai importante, să spun așa, nu că desconsider imnul ca nefiind important, dar sunt lucruri mai importante în acest moment de făcut la club și aș vrea să-mi canalizez energia sau să ne canalizăm energia în acele direcții. Domnul Bădulescu, mai aveți întrebări? Le-am terminat. Ok, să vorbim un pic, pentru că am promis și mai avem foarte, foarte puțin, despre termenul de luni. Da? M-a întrebat astăzi, avem luni tribunal, domnul Bădulescu dimineață m-a întrebat, avem luni tribunal, da, o să merg la tribunal, însă până în acest moment nu este nicio hotărâre că greva magistraților, protestul magistraților, că asta este titulatura, ar fi încheiat. Din ce am văzut eu, pentru că am fost la termene, de doamna judecător Constantina Adam nu a stat la discuții, a respectat procesul magistraților, pur și simplu ședința a durat câteva minute. Așa cred eu că se va întâmpla și de această dată. Într-adevăr, intervine această întâmpinare pe care a făcut-o noul administrator special Andrei Niculescu, care a sesizat în dosarul cauzei tergiversarea aprobării noului plan modificat, planului modificat cu prelungirea perioadei de implementare pe care administratorul judiciar RTZ l-a depus pe 26 martie, la sfârșitul lunii martie. Într-adevăr, acum există o problemă importantă și aici sunt conform celor spuse în adunarea generală a acționarilor, de unde am transmis, am dat informații, din nou au deranjat, dar ne cerem scuze, n-avem ce să facem, le citiți pe prosport.ro de fiecare dată cum aflăm.
A existat o discuție referitor la cele două trimestre, trimestrul 6 și trimestrul 7, neachitate conform planului. Aici o parte a transmis, a spus că, domne, ne-ar ajuta să vadă judecătorul sindică, nu putem să susținem acest plan viabil. Cealaltă parte a spus că nu este poți să concepe așa și că acele plăți trebuie făcute. Și eu cred, din ce am studiat și din ce am mai vorbit, că acele plăți trebuie făcute și nu vor putea fi fentate. De altfel, există și o înțelegere pentru creditorii, pentru creanțele salariale și bugetare care au intrat pe planul 7, pe care Reden White și-a asumat acesta, a avut această înțelegere scrisă în fața judecătorului sindic, că o să plătească în termen de 30 de zile de la aprobarea planului. Și cu asta faceți voi socotelile și vă dați seama cam despre ce e vorba. Cam asta știm în momentul de față despre termenul foarte important. O să fim acolo, o să transmitem, domnul Silvian Bădulescu o să fie la preluare, eu o să transmit din sală. Să sperăm că de data asta se va întâmpla ceva și o să avem un răspuns din partea judecătorului sindic. Romeo, ultimul cuvânt îl ofer ție, spunem, transmite-le suporterilor dinamoviști ceva, iar după o să ne luăm rămas bun. Ce vrei să așa cum sunt. Să rămân așa cum sunt, suporterii dinamoviști sunt fabuloși, sunt excepționali și nu poți cere să se schimbe în vreun fel. Mulțumesc frumos, dragi prieteni, mulțumesc Silvian Bădulescu, mulțumesc Romeo Bunică, te mai așteptăm, să știi, am pus ceasul, 6 luni, jumătate de an, când o să intri în termenul mediu, să ne spui ce ai făcut și noi atunci cu siguranță o să avem, pentru că trebuie să spunem, ești la început, ne-ai acceptat invitația și îți mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă, săptămâna viitoare, aceeași oră, același interval, vă aștept în direct pe voi cu păreri, întrebări, pe noi cu răspunsuri, dacă le avem și cu siguranță le avem. Seară bună, vă mulțumesc frumos! Acest program v-a fost oferit de Superbet.